care considerăm că este cea mai importantă sărbătoare a românilor. Am făcut la timp demersurile necesare, respectiv am elaborat proiectul de hotărâre de guvern în vederea alocării sumelor de care avem nevoie pentru organizarea evenimentului. Pentru mai departe, cu detalii, vă rog, domnule prefect. Referitor la întrebarea ta, domnule profesor, în primul rând, răspunsul bună ziua. Ieri am discutat cu domnul prefect și am văzut de acord ca în cursul zilei de luni să stabilim și să convocăm primul comandament în ceea ce privește desfășurarea evenimentelor de 1 decembrie. Asta înseamnă prefectura, Consiliul Județean, Primăria Municipiului Alba, Inspectoratul Județean de Poliție, Jandarmii și celelalte instituții care pot să concure la buna desfășurare a tuturor evenimentelor de 1 decembrie. Luni după ce se desfășoară acest eveniment, dacă sunteți interesați, cu mare drag vă așteptăm și puteți să vă dăm și precizările referitor la toate activitățile și acțiunile pe care se vor desfășura în perioada premergătoare și chiar în ziua de 1 decembrie. Activitățile le vom structura în funcție de bugetul pe care îl vom primi toate instituțiile, adică instituția prefectului. Noi am avut de mers la minister, la guvern, să ne aloce o sumă de bani pentru activități, cât și primăria și Consiliul Județean, în funcție de activitățile pe care le face și în funcție de buget, vom stabili împreună toți care se vor desfășura și locul de desfășurare acesta. Suma pe care ați cerut-o? Noi am solicitat o sumă de 20 miliarde, vedem cât o să se aloce, având în vedere că până la această oră așa timp că se desfășoară și Congresul Spiritualității Românești tot la Alba Iulia, sunt acțiuni și activități. O să vedem în funcție de acest buget care se va aproba, ce activități vom putea finanța și care se vor face și în mod voluntar. Sperăm că domnul să și știm, ca să putem să ajutăm cu ceva concret. Dacă nu vom știe, vom face brav și așteptăm aprobarea.